Înțeleg că v-a plecat încă un fotbalist, Bilong? Da, a jucat mai puțin. De fapt, nu prea a fost folosit de Dan. Știu, dar să pleci în timpul campionatului? Motivele, păi, da, și Malele a plecat. Și Roger a plecat. Deci a plecat și Bilong. Și ce motive a invocat? Nu, documentele, știu, le cunosc. În primul rând, probabil a fost nemulțumit că nu a jucat, probabil. Dar a votat anumite justificări. Probabil că va exista și aici. Sunt trimise documentele la departamentul juridic. Eu nu vreau să vorbesc, pentru că întâmplător chiar am avut o relație de respect cu acest jucător și nu-mi place să vorbesc de jucător chiar și după ce pleacă. Este o chestie de bun simț, dar departamentul juridic el este cel care se ocupă. Știu, dar relația de respect din partea lui Bilong unde e? Că eu nu o văd. Nu mai am foarte multe așteptări, din păcate, pentru că drepturile sau obligațiile sunt oarecum uneori într-un singur sens. În favoarea jucătorilor, adică? În favoarea jucătorilor. Da, e al treilea jucător, nu prea dă bine pentru voi. Păi, legat de ce, da, nu prea a jucat. Acum, știu, de ce dar să-ți plece așa repet, jucătorii de la nu echipă... Nu e fair play, ca să vorbesc eu. Știu, dar să-ți plece jucătorii așa de la echipă, mai sunt 5 etape de play-off. Jucător poate Dan Petrescu avea nevoie națională de Bilong, că Burca a luat roșu. Zic și eu, nu știu. Că mie mi se pare incredibil un profesionist să face așa ceva. Adică, sincer, mi se pare. Să-ți iei jucăriile și să pleci, Cristi. Dacă ai avea o echipă, te-ai lovit tu cu tot felul de situații și ai înțelege mult mai bine. Da. Sau bun, nu că ai înțelege, că nici eu nu le înțeleg anumite lucruri. Da. E bun, e clar că probabil o să aveți un litigiu, e clar. O să avem un litigiu, nu e... Da, dar incredibil. Eu cred că Dan Petrescu nu mai înțelege nimic. Păi, l-a avut pe Bilong. Până acum. Dacă l-a folosit mai puțin... Înseamnă că el probabil a avut anumite nemulțumiri, probabil, zic, nu știu. Da. Încerc să am anumite cuvinte care nu s-ar putea interpreta, avea repercursiuni, da, să nu se fie interpretat. Ultima întrebare, meci decisiv în Giulești luni? Toate meciurile sunt decisive. Nu, adică clar, dacă nu, părerea mea că dacă nu câștigați, e greu să mai sperați la titlu. Nu știu, nu mai vreau să mă hazardez. Toate meciurile care urmează sunt importante și jucătorii ce trebuie să înțeleagă că au muncit o perioadă îndelungată și au sacrificat familia, plecând de acasă sănătatea, pentru că riscant și efortul este considerabil, s-au pierdut ore întregi, antrenamente, deplasări, pentru a reuși să obții un obiectiv. În momentul în care reușești ca să fii pe ultima sută de metri și ai ajuns acolo și mai ai șanse, trebuie să faci tot ce depinde de tine. Deci nu-l vezi decisiv? Nu vezi decisivă partida din Giulești? E un meci foarte, 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 foarte important.